Această femeie creștea în fiecare an 10 de porci, numai anul trecut a vândut 70. Acum, în prag de Crăciun, are mai puține animale, dar chiar și așa nu are cui să vândă carnea. Cel mai mare cât are? 350 de kg. Și ați încercat să-l vindeți? Păi da, și nu merge. Târgurile sunt închise? Închise, târguri aici nu avem, târgurile sunt închise și nu ai unde să le vinzi. Și chiar dacă ați scăzut și mult la preț, degeaba? 9 lei kilogram am lăsat. În toată localitatea Turburea sunt sute de localnici care așa își rotunjeau veniturile înainte de sărbători. Vindeau porci în târguri oricelor veniți de la muncă din străinătate. Toată lumea se gândea că face rost de un ban acum. Fiind o zonă agricolă bună, lumea crește animale, în special porci. Și acum porcii deja au depășit kilogramele care trebuie pe categorii. La calitatea întâi merge până la 110-120 de kilograme. Pe când porci la ora actuală la unii oameni au 300 de kilograme. În județul Gorj, în ultima perioadă, au fost depistate aproximativ 60 de focare de pestă porcină. Este și motivul pentru care au fost impuse restricții în toate comunele. Recomandarea mea ar fi ca acel animal să fie examinat înainte de sacrificare de către medicul veterinar din fiecare localitate, dacă cetățenii au ceva dubii asupra stării de sănătate, după care să meargă cu o probă de trichină pentru efectuarea examenului de trichinoscopic pentru a consuma această carne în siguranță și a nu risca să își îmbolnăvească familia. Așa că singura soluție nu este decât ca fiecare gospodar să taie porcul doar pentru consum propriu, dar asta bineînțeles după ce acesta este examinat de un medic veterinar.